litera A și alinia 5, prin discuția primarului 36 din 18, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna ianuarie 2024. Rog doamnele și domnii consilieri care au interes personal de natură patrimonială, care ar putea să ne influențeze obiectivitatea, să se abțină de la deliberare și adoptare. Vreau să aduc la cunoștință că toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele de specialitate și avizele consultative ale Consiliului Local. Nu cred că lipsește nimeni. Domnul președinte, vă rog să dați citirea ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi, a ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din 23.01.2024, ora 13. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din 28.12.2023. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de Legiu din data din 9.01.2024. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 2023 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Inițiator, primar Ierenică Ciprea. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023. Inițiator, primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității, care se va desfășura la nivelul comunei Regiu în anul 2024. Inițiator, primar, Ierenică. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului general actualizat după semnarea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții reabilitare școală Sat Drăgugești, comuna Regiu de Bacău, aprobat pentru finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10. Fondul local, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Iau la rubrica numărul divers. Cine este pentru? Supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Regiu din data de 28.12.2023. Cine este pentru? Numărul 2. Numărul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare a Consiliului Local de Regiu din data din 9.01.2024. Cine este pentru? Numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 2023 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Semestrial se face un raport statistic al situației datelor de înscriere în Registrul Agricol și un program de măsuri pe care dumneavoastră le-ați vizualizat în cadrul comisiei de specialitate. Dacă sunt discuții pe această temă sau putem vota? Cine este pentru? Numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie și aprilie 2024. Și supliantului acesta. Și supliantului acesta. Cine nu a fost? Eu. La mediul la reducerea costului. Au fost în 3 luni. Acum este vorba de februarie aprilie 2024. Eu cine am? Cine este la urmă? Are de ales. Cine este pentru? Un supliant, în caz că vom... Nu știu acum să vin. Domnul mai lipsește. Domnul mai lipsește. Da, bun. Domnul Andrei supliant. Domnul Andrei, poți să renunț. Se voșează pentru supliant. Cine este pentru? Doamne. Numărul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023. Dacă sunt discuții pe tema aceasta, să le supunem spre aprobare. Cine este pentru? Numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității, care se va desfășura la nivelul comunei Regiu în anul 2024.
discuții pe această temă, dacă avem una din partea consilierului. Nu știu, supunem spre aprobare? Cine este pentru? Numărul 7. Numărul 6. Prinde numărul 7. Prinde aprobarea decizului general actualizat după semnarea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții de reabilitare școală SAD Răbucești, comuna Grejiul de Zubatău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10. Fondul local, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dar dacă permiteți să cuprinți de câteva cuvinte, e vorba de școala de bugeti, intrată de reabilitare prin PNRL pe componenta 10, lucrările sunt în grafic, destul de înaintate, am o firmă de oameni chiar începuți, care vor să o scoată la capăt, sunt la început, nu știu de unde îți vedeți, las. Secuieți, să ucești, nu știu exact. Știu că am schimbat și acoperișul, s-a intrat pe interioare, cum dacă dă Dumnezeu, cred că suntem în grafic și am 1 iulie, așa cum e contractul, a finalizat. Dacă sunt discuții pe această temă. Am și eu o întrebare. Deci acoperișul, da, sunt de acord, deci totul, dar e de jos, pe partea de jos, la cei principal pentru copii, partea sanitară, din instalație, deci ați să schimbă la tot? Totul. Nu, acoperișul, acoperișul fix, e pentru orice. Vor fi toate schimbate, o să fie inclusiv o... De cele care sunt mai importante, cu centrala, cu aia, magazia, se face frumos, se face condiții bune. O pompă de căldură... Nu ca pompă, ca condiții, ca, ca clădiri, ca sefe. Da, domnul Cosi, vor fi făcute deci, așa, conform normelor. Norma, mami, că n-am văzut în 4 ani, 4 ani de zile, că sunt conținut, n-am văzut o normă ca lumea. La prima zi, de la Amucor. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios și cred, da, nu mai merg și viața înainte sau cum. Școala va fi modernizată de la pardoseală până la acoperiș. Nu pardoseală, ceea ce funcționează. Instalații sanitare, instalații de încălzire, instalații electrice, toalete interioare. V-am spus, vor fi și o pompă de căldură. Și toaleta exterior, toaleta exterior, luați în considerație că placa de la toaleta de exterior este crăpată. Vă zic de acum. Deci, din constatarea mea, când am fost în comisia aia... Eu cred că vorbesc românește. Am spus că vor fi toalete... Dar n-am văzut și atunci când am văzut românește, care n-ați vrut să mergeți la fața locului măcar să vedeți. Tocmai de-aia am băgat-o în reparație. Poftim? Tocmai de-aia am băgat-o în reparație, cred că este intervenție. Și băgat-o în reparație. Ce vreau să fac? Nu am mers fără autorizație de funcționare în centralele alea acolo. Puteți să-mi spune. Nu vă vedeți în ziua de astăzi că ați avut autorizație de funcționare pe centralele alea acolo la școala de Dumnezeu? Cine cuvântul și cuvântul ăsta nu? Tocmai de aia școala respectivă a fost băgată în reparație, dar să știți că era nevoie să fie modernizată și reabilitată. Să dea Dumnezeu să se facă. Să dea Dumnezeu să fie bine. La Drăgugești? Nu, ori. Că l-a fost fi un exemplu. Da, haideți dacă mai să trage discuție. Da. Dacă eu vreau să întreb la ajutatul pic de la băie. La întrebarea următoare. Da, ținând cont că este și finanțată din bugetul local, e o cofinanțare, da? Avem bani, urmează să-i prindem, să-i finalizăm, că e o sumă orișoară de 1 miliard de. Vom prinde în bugetul pe anul 2024 cofinanțarea pentru această școală. Da, și totuși, facem reactualizarea devizului după ce s-a făcut, după ce s-a început execuția, din ce motiv? Nu trebuie aprobat zicatorul tehnicului control, numici așa cum a fost citați. Pentru că valoarea inițială a proiectului a fost mai mare, iar prin citație... Dar ei n-au licitat devizul cariera? Dar au venit cu valoare mai mică pe licitație. Și acum facem actualizarea indicatorului, pentru valoarea cu care s-a semnat contractul de... Valoarea a fost 1.200.000 de euro. Dar invers, că valoarea a fost mai mică, s-a făcut mai mare și s-a apucat de execuție. A fost valoarea mai mare și acum va fi mai mică. Ok. Da. Pentru că prin licitație suma a scăzut. Da. A primat valoarea cea mai mică, pe lângă celălalt de condiții cu țara licitație. Puteau să fie și cu dispoziție de șantier să crească valoarea după ce s-a aruncat. Și de asta am întrebat. Acum, în felul de indicatorii tehnici la faza respectivă, dacă vor fi lucrări suplimentare, vor fi aprobate în Consiliul Local și vom ține cont la începutul anului să bugetăm fiecare capitol în parte și fiecare investiție. Da, mulțumesc. Dar cum vrea de unde, bineînțeles.
Da, vreau să întreb, ești un singur, a spus că o să fie o pompă de căldură, o să încălzească toată școala sau numai parțial? Pompa de căldură va fi o sursă suplimentară a sursei pe lemn. Se va modifica, se va, din câte știu eu, se dărâmă dacă nu ieși magazinul și se construiește o altă magazin, parcă, la cea din spate. Eu nu știu mai bine că a fost multe lucrare. Se va merge și cu încălzire pe solid, pe lemn, ca și până acum, plus pompă de căldură, pentru că era o condiție prioritară, ținând cont că toate proiectele pe care au fost cu parte verde, acea pompă de căldură e... Tocmai de asta am trebuit pe partea verde să se dau... Sunt bani. Da, de asta am trebuit. Adică, poate se pot primi mai multe. Poate că e și mai... Nu mai putem primi niciodată. Bun acum. Poate la alte școli, poate la... Alte proiecte. Exact. La alte obiectiv, alte clădiri din comun ale... Publice. Da. Da. Dar mai să discuții cine este membru? Avem rubrica diverse, la numărul rubrica diverse. Cine se înscrie pentru... Eu? Da. Prima problemă. Vreau să întreb, tot am alocat anul trecut bani pentru cazuri speciale sau pentru un cazul special care am alocat, ăia 3.000 de lei. Aveți idei? 3.000, atâți. Sau au ajuns sau dat? Nu. Nu au fost bugetat. Îmi permite să completez întrebarea, de ce am dat hotărâre de Consiliu anul trecut, pentru că pe mine efectiv, sau pe fata ați încurcat-o, pentru că aș fi putut ajuta-o eu din alte surse, faptul că noi am dat această hotărâre și am spus că o ajutăm anul trecut, când am dat hotărâre, am crezut că se rezolvă și că a fost ajutat anul trecut. Fata, într-adevăr, n-a primit niciun ban, nici din alte surse n-a fost ajutată. De ce am dat hotărâre anul trecut? Și de ce am dat? Și în discuția care am avut-o acum în luna ianuarie, dar hotărârea nu era dată pentru anul 2023, vorba de anul în curs, 2023-2024. Și care a fost o era un regulament. Oportunitatea să o dăm atunci, dacă tot nu erau bani. Dar tot hotărârea de Consiliu Local, am sperat la sfârșitul că va fi rectificat de buget și vă putea să plătim în decembrie, nu s-a putut în decembrie, în ianuarie, pentru că în luna ianuarie putem plăti partea aceea de buget pentru 2024, inclusiv, da, dacă nu știu, că știu că e și plătită, nu știu, portabilă. Deci am vorbit eu cu fata, cu chiar am trăit un lucru că a venit acasă. Era un buget, este la buget. Da, dar tot avea nevoie și așa că m-a ajutat anul trecut, o ajutam și anul ăsta, dar am zis că fiind ajutată de Consiliul Local, ne direcționăm cu atenția pe care au copii. Proiect de hotărâre se referea la anul școlar 2023-2024, nu doar pentru 2023, adică la sfârșitul anului de decembrie se încheie subvenția, sau cum se numește, indemnizația sau ajutorul din partea Consiliului Local. Cu siguranță, eu din câte știu contabil, am avut discuția asta, nu spunea din nou, pentru că 3.000 de lei au fost pentru anul școlar 2023-2024, nu s-a încheiat la 31 decembrie. Am avut o discuție cu fata în sensul ăsta. Eu nu știu, i-am spus contabil să și acum în ianuarie. Nu știu, sigur, o să mă... Dacă nu plătit astăzi, o să plătească zilele astea, sigur. Să mă da. Eu cred că a fost scăpare și la noastră, în decembrie, că de ce înseamnă răspunsă că nici decembrie, nu știu care a fost. Mie unul chiar mi-a scăpat, sincer, vă spun, pentru că nu are rost să mă... Eu zic că se găseau trebuie, dar cred că mi-a scăpat. Da, vreau să întreb Adrian Bulgaru, mai e? Mai trăiești? Da. Da? Da, îi plătim 3.000 de lei pe lună. Trăiești bani nu știu. Știu, vreau. Tocmai de asta întreb. În afară de asta vreau să mă mai sugerez că, cum au fost zilele astea și nopțile astea foarte friguroase, la Delin mai sunt câteva cazuri, în care chiar nu are geam, nu are casă de răpânată și doarme așa. Serios? Da. Care? Virgil. Ghiță de inimă. Adică mă gândesc, mă special la noastră astea. Vara poate să mă aștept cum este. Normal. Să știți că a dat ziua mea. Și nu mai vreau. Vreau să vă spun că la început anului ăsta... Nu pot să judec pe numai așa. Nu pot să judec pe numai așa. Ăla e pierdă și ăla. Ce spune domnul primar? Că au primit 1.600 de lei ajutor de încălzire. La începutul lunii ianuarie, la bufet, da. Ce de primul? Ghiță găină, Virgil, care, nu
Adică dacă caut unul la muncă, nu vine nici au fost au fost au fost primii care s-au luat. Discuția cum că deja de fost. Da, da. Ce trebuie? Că sunt la multe cazuri care chiar nu pot să muncesc. Degeaba. Pentru că alții care vin cu bani, dar așa îmi pot să muncesc. Degeaba ai putut. Nu-i jute, că trebuie. Nu, așa acolo e mai sunt. Da. Vreau să vă întreb. Dacă o să discut să apară bugetul. Și am zis să vină, așa că bugetul, eu cred că vom avea undeva până la sfârșit, până la mijlocul lui februarie. Așa, bine. Vași cu gas, luați în calcul, măcar un pic modernizarea centrului la Drăgujești, adică cum am mai zis. Biscuiți pe partea toată, lărgirea specială. Da. O să vedem. Am mai discutat și bugetul, vom discuta tot împreună ca de fiecare an. Ce pot să vă spun eu acum în ianuarie 2024, un anul ăsta care urmează și care suntem cu toți pregătiți pentru el, și voi și noi, va fi un an foarte, foarte greu, iar din punct de vedere financiar ne va fi foarte greu să facem foarte multe investiții în 2024, chiar dacă este un an de lucrat și poate până acum să muncea mult în 2024 pe lucrurile de astea minore care ieșau în noi. Noi anul acesta o să avem foarte nevoie de foarte mulți bani pentru cofinanțare. Avem de două mari proiecte care sunt consumate în urmă 10 milioane de euro, și aș mă refer la apa și canalul pe Drăgucești, pe Bretira, plus gazul, pe care eu nu-mi permit să le pierd pentru niște biscuiți care o să are. Dacă vom avea capacitatea și puterea de a achiziționa și acei biscuiți care o să are, o să încerc cu siguranță să rezolvăm și problema asta din centru. Dar vă spun sincer și pot să mai fiu ales primar în toamnă, nu știu dacă mă interesează la mine cu asta, dar mi-aș dori enorm și îmi doresc enorm și vă spun adevărul ca la Bretira să se înceapă apa și canalul pentru că este nevoie neapărată și trebuie obligatoriu început această lucrare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă astăzi. Scutam cu fratele meu la vreo 3 ore și spunea că punza freatică, cu toate că au probat în ultimul timp și-a mai ieșit nins după 2-3 ore, a scăzut cu 70 cm la Hilegiu, că am și furat de putare măsoară, lucru pe care nici cei de la apii românii nu înțeleg. Totuși, scăderea este foarte mare, 70 cm nu e puțin deloc, în situația în care acele furaje au undeva la 13 metri sau 14 metri adâncime. Deci, nevoie de apă, vara asta, dacă va fi la fel de călduroasă, o să fie și mai secetoasă și atunci cred că acea investiție este prioritară. La fel ca și gazul, urmând ca apoi celelalte lucruri, noi știți foarte bine, cam toate străzile din comuna Hilegiu astăzi au proiect mai puțin o parte dintre care nu au finanțări, dar și Ciorea de Jos, și Munteni, și Costea, și Bălan, și Baciului, și Busuiocilor, sunt proiecte finalizate. Dacă reușim să trecem calitatea pe acolo și cu apa și vom găsi resurse financiare, pentru că nu sunt resurse financiare și nu sunt la Hilegiu, nu sunt nicăieri. Banii să pot duce la cameră. Doamna Geabui, vreau să ceapă. Da, vreau să vă întreb, a spus că microbusul școlar merge pe vale. Microbusul școlar nu merge pe vale sau în niciun caz nu merge până la școala după vale. În condițiile în care au fost temperaturi de, nu știu, minus 17 grade cel puțin, cred că acolo au fost și minus 20. Nu credeți că ar fi trebuit găsit o soluție, măcar în perioada asta, să nu faceți copiii să facă, nu știu, sunt un kilometru, doi, sunt unii care stau aproape de pădure până unde vine microbuzul. Îți îngheață ție ca adult fața. Nici măcar în perioada asta, totuși, domnul viceprimar, dumneavoastră a spus că merge microbuzul pe vale. Nu merge, sunt în jur de 70 de copii, de ce mi s-a spus acolo pe vale. Dacă îmi permiteți, microbuzul pe vale a mers până când a intrat școala Drăgujești în reabilitare. Și de ce merge până la Prențul? Deoarece nu ne putem încadra sau ducem copii la școală la timp. Nu se trezește cu fel, cu o oră mai înainte, ci... Dar când ți-a dus copilul cu o oră și jumătate la școală, nu ai cum. Deci nu ai cum să aduci copilul cu o oră și ceva la școală înainte. Așa se întâmplă, ce dracu, dacă ar da Ștefanie mea, dacă ar fi de pire. Una la mână, a doua la mână. Asta e neglijență totală. Neglijență de stară, după ce se întâmplă. Ești goale. Pentru că părinții de pe vale vin cu mașinile și aduc copiii. Când au soluție, faceți ședință și spuneți-le că asta au spus. Unii au mașină, dar nu toți au mașină, se aduce domnul director. Deci vreau să vă spun un singur lucru și cei care nu au mașină cu ce trebuie căutat o soluție să meargă până la Coinaru. Trebuie să fim noi ca consilieri, măcar bunul simț să-l avem, să dăm mâna asta de ajutor pentru copii. Când gașca nu vrea, nu vrea, dar măcar noi, ca consilieri, să faceți noi o faptă bună în 4 ani ca consilieri. În restul n-am făcut nimic, vă spun sincer. Ca consilier n-am făcut nimic. Măcar noi, consilierii, să luăm decizia asta, să hotărâm prin hotărârea noastră să meargă microbuzul până acolo. Da. Da, domnul, dacă dumneavoastră erați să stăteați acolo, pe vale,
Vă convenea să veniți? Făceați naveta la școală? Făceați. S-a făcut naveta. Păi da, s-a făcut școală. De ce îți râdeți? De ce nu râdeți? Că sunt foarte concrete care vor fi... Microbusul trebuie ca, trebuia ca să... Păi că trebuie. O reparație la un microbus cu un an de zi nu se poate face. Da, o fac. O fac. Am factorul de 2000 de lei. Sunt atâția bani care se pierd. Nu este. Este vorba. Deci este vorba că nu avem cum să aducem copii să ne putem încadra cu ei la ore. Trebuie căutat o soluție, nu se poate ce se găsește dacă se dă. Deci o soluție se găsește. Nu se vrea. Dacă mie îmi trimiți petiția, doamnă, spuneți în Consiliul Local că nu mai putem. Deci eu am discutat cu părinții. Să vină de la pădure, nu știu, cred că 2 km pe părinții. Scuzați, cine se vine de la pădure? Vă rog frumos, nu mai folosim băgați vorbe în gură că păcălesc părinții. Doar dați o faptă. Ce faptă? Păi eu vă arăt dovezi. Ce dovezi? Atâta puteți să faceți să vă aveți poze și de-asta. Dar de ce? Dar de ce pe țară? Dovezi? Asta nu vă dovadă care face ceva. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Eu vorbesc frumos. Nu vorbesc frumos. Nu vorbesc frumos. Vorbesc frumos, dar lumea s-a săturat de minciuni. Ce minciuni? Dar ce să-mi mai trece fapte? Deci în 4 ani de zile putem rezolva o soluție de transport. Niște elevi, copii la școală, fiind mai departe. Să mă trebuie la geoboc să-și termine cuvântul. Da, deci asta vreau să vă rog. Discutați cu părinții. Când, adevăr, unii aduc cu mașina, dar nu toți au mașină. Am discutat cu părinții, au înțeles părinții. Păi nu știu cine vă trimite părinții dumneavoastră anumite mesaje. Spus că sunt 70 de copii în zona aceea care... Unde? Eu n-am mutat la școală 70 de copii, doamne. Nu sunt dat la școală așa. Domnul Dumnezeu, domnul director. Câți copii sunt? Vă rog frumos, la următoarea ședință, au și toate efectiv la fiecare școală, cu fiecare clasă în parte. Dar în clasă nu este relevant, pentru că nu știu cât sunt de Vale. Dar este foarte relevant, pentru că pe Vale sunt 10 copii, domnul. Nu sunt 10 copii, erau 30, am numărat eu ca Maria cu Fatima. Pe Valea Drăgucești, pe jos și copiii o să vă fac erau foarte, erau foarte frumos crescut și armonios. Azi am nebunit lumea asta cu microbuși școlare trăind în fața porții. Eu știu că este greu sau este ușor. Vă spunem că astăzi primăria Helegiu să ia decizia care vor, când toamnă au șansa fiecare să-și voteze din nou alți primari sau alți consilieri. Dar discutăm acum, domnul primar, nu discutăm în toamnă. Este foarte greu să putem aduce un microbuș școlar care să meargă în întreaga comună, să facem copii, să ajungă la același program. Nu putem să ne facem programul școlar așa cum gândim noi. Să aducem trei dintr-o parte, să aștepte 10 copii de la Grătirau, două ore jumate în fața școlii sau în școală, până când au aduce de copii de pe Vale. Avem un singur microbuș școlar din 2007 ca și an de fabricație. Are 20 de ani acel utilaj. Am închiriat un utilaj care ne ajută astăzi pentru că școala Drăgucești a intrat în reparație și pentru că școala din Brătirea s-a închis. Nu din cauza primarului, din cauza Consiliului Local. Lucru care se va întâmpla într-un viitor foarte apropiat și cu școala de la Bereni. Sau chiar cu școala de la Drăgucești, chiar dacă azi este reabilitat. Dumneavoastră știți că în clasa 8-a l-a întâlnit 5 copii la Bereni? Sau 9 la Drăgucești? Sau 2 în clasa 1? Sau nu-i termină? Nu-i termină, că sunt aduși aici. Și atunci ce facem? Plimbăm un microbus școlar cu un șofer, cu combustibil, plimbăm doi copii de la 3 km de pe Vale, să venim la Helegiu, să mergem de lemn, cu boară cu doi. O mașină de primărie este chiar o soluție, domnul primar. Deci imaginați-vă. Un loc la mașina de bătura de cea de bătura. Știți că eu am de mașina de bătura. Nu l-am văzut. Mai aveți mașina de bătura de 26.000 de euro? Nu l-am văzut. Avem, facem pe Vale, domnule. Pe unde pe Vale? Ar face și eu. Unde la școală, la zi de bătura? A, da, asta a trebuit la față. Nu, nu. Dar nu plătează, pot să zic ceva ce atunci. Dar și eu tot să vă stau de respect. Veniți cu soluția. Păi vă mașină de măturat, nu să investiți. Am luat mașină, pentru că aceea putea cumpăra cu banii. Păi arătat cu mâine, eu n-am văzut cum așa. Da, te-am zis un final. Alte duc copiii la școală la Unești? Da. Joi la ora 11 se dează contractul. Firma câștigătoare este o asociere de firme mare parte din Onești, lider de asociație, o firmă care se numește Vira Construct, dacă nu înșel, s-a legat Vira. Poftim? Da, Gironap, cu Electrofanex, nu mai știu ce. Eu chiar am fost bucuros că au câștigat cei din zona noastră, pentru că am garanția și certitudinea că se va finaliza lucrarea sau că va fi mult mai ușor să o facă o firmă de la Onești decât o firmă de la Bisa de Săut, dar nu știu unde. Deja am fost în teren cu domnul inginer, nu știu cum, cu bă, Cioi, Bănilă, nu fi de scap acum, vor să facă niște foraje pentru a vedea calitatea apei, să știe exact stația de tratare, pentru că noi acum suntem în fază de proiectare pe execuție în stații. Sperăm ca undeva la 1 aprilie, în primăvară, să înceapă efectiv lucrarea. Până atunci, două zile, va însemna
doar partea de proiectare, lucrări și alte... La fel și la Drăgujești și la Drăgujești în aceeași situație. Să știți că eu mai aveam un punct, dar m-ați vreau trebuit. Frumos. Da, apropo de asta, despre asta vreau să vă întreb, de fapt nu vreau să vă întreb, vreau să vă rog, domnule primar, în condițiile în care se dă Dumnezeu să se implementeze acest proiect de alimentare cu apă la Brătila. Vă rog și insist pentru a treia, a patra oară, nici nu mai știu, vedeți în buget niște bănuți pentru refacerea surselor de apă existente, deci în Brătila. Vă rog frumos să dați dumneavoastră soluția legală. Să curățați fântânile care sunt, să curățați cișmelile care sunt, să mai faceți niște fântâni și nu doar în Brătila. Dați-mi soluție legală, sunteți și jurist, ați fost primar de... Contract de lucrări fântână, adică cum? E o proprietate a Consiliului Local prin fântâna respectivă sau sursa de apă? Pot să fac eu lucrări pe un teren care nu este a meu? Pentru ce este privat. Primăria Helegiu nu are fântâni publice, nu are rețele publice în afară de cea de la Dăbugești de Lepe. Tocmai v-am spus, faceți două, trei fântâni pe domeniul public. Cum adică? Cum să fac fântâni? Eu am fântână în grădină. Cum să faci o fântână? Nu știți cum să faci o fântână? Cum să fac lucrare în domeniul public dacă plătesc fie domeniul privat acolo? O trecem din publică privat. Cum să nu, dar nu așa zic. Cum? Și nu numai la Brătila. Deci o să dureze 3 ani de zile în cel mai bun caz, în 3 ani de zile o să vedem bugetul în februarie și ne împărțim împreună aici. O să vin cu nici nu fac bugetul decât cu dumneavoastră și chiar vă invit să veniți la ședință dinaintea bugetului să discutăm, ca să nu mai facem de râs aici în fața televiziunii, după două ani. Da, puteți toată lumea, mai puțin proiectul. Așa. Și dacă găsim resurse, facem două fântâni, identificăm și locul în care îți dăm de apă, sunt de acord, nu am nicio problemă. Câți bani s-au cheltuit la DLN pe teste? Câte sute de mii de lei? Suprafață sau de adâncime? Da, pe furaje. Când se vede dacă este apă? În ultimii 3 ani n-am făcut niciun furaj de lei. De suprafață sau de... Ați trecut sute de mii în buget, da? Deci nu am făcut niciun furaj de lei în ultimii 3 ani de zile. Nici măcar încercări. La DLN au fost trecuți bani în buget pentru achiziția celor două terenuri. S-a achiziționat doar unul, urmează să achiziționeze și celălalt. Din păcate, sursa aceea este din ce în ce mai scăzută și încă ne gândim dacă merită acea investiție. Pentru că, dacă continuă să zici asta, nu se merită, din punct de vedere. Am emoții, nu vă ascund, chiar dacă eu luptă cu mine, într-un fel sau altul, legat de apa de la Brătila. Vis-a-vis de sursă, chiar dacă am zis-o cât am putut spre Tasloc, pentru că m-am gândit acolo pânza freatică, cea mai sus și poate reușim să avem apă suficientă. Am încă emoții. M-am prins un lucru care sper eu și dacă nu mai fi eu de la anul să fie altcineva, dar măcar să țin în cont ca acele surse, de acea sursă sau acea rețea de apă făcută în Brătila și canalizarea la Drăgugești să fie așa cum trebuie făcută, cu branșamente și cu racorduri de la început, prinse în proiect, pentru că am prins în proiect 500 de racorduri și de branșamente. Și vedem ce se va întâmpla. Vis-a-vis de câteva fântâni să facem, sunt de acord, identificăm două, trei zone în care să facem două fântâni. În fiecare sat. Că fiecare sat are nevoie de lui, apă menajeră. Îmi pare rău că nici consilierii din Brătila nu m-au susținut, Elena. Am spus de atâtea ori, chiar nu se puteau face niște fântâni în Brătila. Ați avut 12 ani. Tu dai apă la vecini de cât? Pe 100 de metri, nu? Dai apă la Brătila? Spune-le. Da, corect. Este așa sau nu este? Da. De unde iau apă? Deci eu am cumpărat apă plată ca să fac lucrare. Am făcut 12 ani la... Și am făcut-o, ați găsit și proiect de alimentare cu apă acolo. Doamne, n-ați făcut nimic la Brătila și nu faceți doar decât gargara, ca să știți. Da, n-ați făcut nimic. Deci eu sunt plecată de 8 ani de la primărie, domnul primar, da? Am lăsat un proiect de alimentare. Ați fost 12, n-ați lăsat nimic, că nu mai trai taia cu lăsat, nu ați lăsat nimic. A fost un proiect gândit pe genunchi în 2007, ca și cel la DLN să bate lumea și sat cu sat din cauza că i-ați băgat unul peste altul acolo, nu nimeni în cont cum sunt făcut branșamentele, nu-i făcut izvorul, nu-i făcut rezervorul, terenul cui e făcut, câtă apă există ca să poată duce la două sate. Proiectul pe care l-ați gândit dumneavoastră atunci, nu știu ce filozofi, trebuia să ia apa toată din Helegiu, duc la Brătila. Știți foarte bine că asta e realitatea. Trebuia să duceți prin Bârsănești o hondă de apă de la Helegiu și una la Drăgugești pe toată felca. Era un SF. Dar lăsați-l așa. Așa, era un SF-ul care a funcționat, domnul primar, și care din SF-ul ăla trei sate au apă, din SF-ul ăla. Cum a funcționat SF-ul la Brătila, da? Dacă nici măcar din 2011 nu a fost autorizat deci, de construire? Deci același proiect a fost și în Drăgugești, și în Delegi, și în Helegiu.
în 2011 nu avea autorizație de construire pe apă. Deci a funcționat proiectul. Nu, a fost, și dacă a fost, a fost atât de prost, de ce ați apelat la același proiectant pentru documentația tehnică? Înțeleg că n-a fost bun. Documentația tehnică e făcută la Iași de către o firmă care se numește cum? Nu știu cum se numește. Da, e o firmă de la Iași. Nu, proiectarea va fi făcută de o da. Dar SF-ul cine l-a făcut? SF-ul face mulți, l-a făcut mulți. Deci același proiectant, ești ce? L-a făcut și era un proiect, altcineva. Ești ce? Mulți, da, deci nu sunt bune, de... dar tot acolo vă duceți. Lăsați să fie a noastră mai puțin, bunii lasă-și bun, facă treaba. Eu mă bucur, dar vă rog, aveți în vedere că până la finalizarea acestor proiecte este o problemă acută. Și încercați să găsiți niște soluții de avarie, măcar așa cât de cât să mai duc omul să-și mă ia cu butoiul, să aibă pentru câteva zile să dea apă la păsări. Mulțumesc. Da, acum o să dezbatem pe cașe din Zanchis. Thank you.